politică din România, Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare, s-a destrămat. O rezoluție în acest sens a fost adoptată de Partidul Național Liberal, condus de Clina Antonescu, ce a anunțat că își retrage miniștrii din guvern. În consecință, liberalii au cerut demisia premierului Victor Ponta. PNL-ul a anunțat că ar putea face o altă alianță, inclusiv cu PDL-ul sau chiar cu formațiunea recent înființată de către președintele Traian Băsescu. Uniunea Social-Liberală a fost formată pe 5 februarie 2011, când și au dat mâna liderii celor trei partide fondatoare. Este vorba despre Victor Ponta, Antonescu și Daniel Constantin de la Conservatori. Un singur scop a stat la baza noii formațiuni politice, dorința de a-l da jos pe Traian Băsescu. ul a câștigat o majoritate cuvârșitoare în urma alegerilor parlamentare din anul 2012.